destul de puternic vântul. Foarte puternic și valuri mari. Deci mișcarea asta provine de la faptul că se mișcă inclusiv camera de la vedere pe stâlp. În dreptul portului Drobeta Turnu Severin, pe Dunăre, viteza vântului este de 5 km la oră, la peste 100 de km distanță în Serbia însă, viteza atinge 100 de km la oră pe fluviu, ceea ce a determinat autoritățile sârbești să oprească navigația pe Dunăre. Când navigația a fost oprită pe Dunăre, 32 de convoaie încărcate cu cereale, lemn, fier și alte produse au rămas blocate pe partea sârbească, în apropierea portului Moldova Veche. În zona comună Serbia-România avem staționate nave care au ajuns staționate la ancoră datorită faptului că vântul puternic peste 20 de metri pe secundă a făcut ca organele Capitaniei Grădișe să închidă navigația în sectorul lor de competență. Asta înseamnă că toate navele și convoiele care au navigat pe Amonte s-au oprit în zona în Amonte de localitatea Lupcova, în aval de portul Moldova Veche, ultimul port românesc din România. S-au adunat 15 convoaie, iar în zona Moldova Veche Grădiște, deci înainte de a intra în Serbia, sunt în jur de 17 convoaie care staționează la ancoră. În zona respectivă, vântul este în continuare puternic, fapt care determină autoritățile sârbești să nu permită navigația pe Dunăre. În zona kilometrului fluvial 1040 spre Amonte, se mențin restricțiile privind navigația din cauza vitezei mare a vântului. Aceasta este în continuare peste 20 de metri pe secundă. Prognoza este în scădere, sperând ca mâine navigația să fie deblocată, vântul scăzând sub 16 metri pe secundă. Prognozele meteorologilor arată că viteza vântului ar putea să scadă abia în cursul zilei de joi, când navigația ar putea fi reluată, iar navele blocate își vor continua drumul.